O parte dintre voi ați văzut din clipul precedent că sunt în zona Moldovei. Am fost la Flămân să îmi fac vaccinul. Seara am rămas în Botoșani, apoi a doua zi am plecat spre Ipotești, la memorialul Mihai Eminescu, casa părintească, și am vizitat la final lacul cu nuferi, sursă de inspirație pentru marele poet. O să profit de această ocazie să vizitez în continuare câteva obiective emblematice din inima Moldovei. Salutare, dragilor! Mă aflu în Moldova, după cum ați aflat, și nu poți spune Moldova fără să te gândești la numele marelui domnitor Ștefan cel Mare. Ei bine, mă aflu în locul unde s-a păstrat până în zilele noastre cea mai veche ctitorie a sa, Biserica Pătrăuți. Biserica din Pătrăuț se află la doar câțiva kilometri de Suceava. Dacă ajungeți prin orașul Suceava, vă recomand să vizitați și această biserică veche. Însă, țineți cont că în această perioadă se află într-un amplu proces de restaurare. Interiorul nu se poate vizita momentan. Biserica Înălțarea Sfintei Cruci este ctitorită în anul 1487 de către domnitorul moldovean Ștefan cel Mare și este considerată a fi cea mai veche biserică ctitorită de el, ce se mai păstrează astăzi în forma ei originară, și este inclusă în patrimoniul UNESCO. Am vizitat această biserică înainte de restaurare, cu siguranță voi reveni și când va fi gata. Mă bucur că s-au găsit fondurile necesare pentru restaurarea acestei biserici. Acum câțiva ani, când am fost aici, apa deja se infiltra prin acoperiș. Pentru că toți sunt în această zonă, la doar 6 km de Pătrăuț se află Dragomirna, o binecunoscută mănăstire. Dar, din păcate, drumul arată deplorabil. Sunt 6 km de drum plin de gropi. Sau aveți alternativă, vă întoarceți pe drumul național, dar kilometrii se vor dubla. Cum ultima parte a drumului este drum forestier și trece prin rezervația naturală Pătrăuți, dacă stau să mă gândesc, e mai indicat să mă întorc și să merg pe drumul național. După vreo 15 minute de mers cu mașina, am ajuns la mănăstirea Dragomirna. Observ aici un loc parcă desprins din povești. Am văzut în depărtare pădure, lac, iar doritorii ce ajung aici se pot caza într-un camping fix pe malul apei. Pe scurt, îmi place zona. Mănăstirea Dragomirna este o mănăstire de maici și a fost declarată monument istoric în anul 2004. Uitându-te atent, descoperi o construcție cu adevărat încântătoare. Ansamblul monahal de la mănăstirea Dragomirna este format din biserica propriu-zisă a mănăstirii, cu o arhitectură deosebită, stăreție și un zid de incintă foarte înalt, care înconjoară toate aceste clădiri existente de aici. Aspectul inedit al mănăstirii este dat de felul în care biserica este proporționată, lăcașul de cult fiind considerat unic în țara noastră din acest punct de vedere. Construcția este foarte, foarte înaltă pentru o biserică. Are aproximativ 42 de metri și este strâmtă, măsurând doar 9 metri lățime. De asemenea, pereții bisericii nu sunt pictați cum se întâmplă la celelalte mănăstiri obișnuite, ci sunt decorați cu numeroase forme gravate direct în piatră. Cel mai impresionant element al întregului complex rămâne, fără dar și poate, turla bisericii. Ea a fost în întregime sculptată cu diverse detalii geometrice și florale. Mănăstirea este foarte veche. Ctitorul lăcașului, Anastasie Crimca, în anul 1602, cumpără un teren aici și începe ridicarea bisericii. Ulterior, el devine mitropolitul Moldovei. În anul 1605 termină de construit biserica și întreg complexul monahal este sfințit în anul 1609. Această mănăstire devine în anul 1627, cu ajutorul domnului Moldovei Miron Barnovski, o puternică incintă fortificată. I se adaugă ziduri prevăzute cu drum de strajă, goluri de tragere și turnuri de colți masive, de unde se poate trage în inamicii veni să jefuiască această mănăstire.
Îmi place foarte mult această mănăstire, am revenit cu drag, pentru că este a doua oară când o vizitez. Iar privită de departe, seamănă cu o cetate, ziduri înalte, groase, turnuri de apărare. Nu vi se pare că seamănă cu o cetate? Mi-am luat porția necesară pentru astăzi de spiritualitate, mă îndrept acum către următorul loc de pe lista mea, orașul Suceava. Am plecat la drum către el. De aici până în Suceava sunt 12 km. O să vreau să mergem prin centru, ne uităm pe acolo, o să vedem cum arată orașul. Poate urcăm la cetate și la satul Bucovinean. Apoi voi rămâne peste noapte în Suceava. Sper să găsesc o cazare. Ok. Am ajuns în Suceava. Este o frumoasă zi de aprilie. Sunt 21 de grade. Iar în spatele meu este Casa de Cultură a Sindicatelor. Haideți să explorăm acest frumos oraș. Strada ce străbate centrul orașului este pietonal. O idee bună pentru că văd o grămadă de locuitori ce se plimbă pe aici. Suceava este plină de biserici și nu numai de confesiune ortodoxă. De exemplu, cea din spatele meu este romano-catolică și se numește Sfântul Ioan Nepomuc. În fața ei, o clădire, monument istoric, Consiliul Județean Suceava. O clădire interesantă, cu un design deosebit, însă din păcate a luat foc. Întreg acoperișul se reface în aceste momente. În jurul bisericii romano-catolice se află un mic parc. O grămadă de lume văd că a ieșit să se relaxeze, stă pe bancă, se plimbă. Suceava are câteva parcuri, însă acesta este cel mai central. Mi-a atras atenția o mică bisericuță fără turle. Are un aspect interesant. Când te uiți la o biserică, te aștepți să aibă turle. O să intru un pic înăuntru, o să păstrez liniște. Biserica Sfânta Înviere, titorie a doamnei Elena Rareș, zidită în anul 1551, a fost restaurată între anii 1982-1989. Are un acoperiș specific mănăstirilor din Bucovina, cu acea ieșire în afară a acoperișului. Majoritatea bisericilor din această zonă au acest tip de acoperiș. Și am ajuns la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. Încă de la începutul secolului al XV-lea, vechea cetate voievodală Suceava adăpostește moaștele unuia dintre cei mai cunoscuți sfinți ai Moldovei, și anume Sfântul Ioan, supranumit cel Nou. Mănăstirea este ortodoxă, este de călugări și a fost construită între anii 1514 și 1522. Biserica mănăstirii are hramurile Sfântul Gheorghe și Sfântul Ioan cel Nou.
Mica bisericuță din incinta mănăstirii, Biserica Sfântul Gheorghe, este un monument înscris în patrimoniul UNESCO și este pictată în stil bizantin. Bogdan, fiul lui Ștefan cel Mare, a început să construiască această mănăstire, însă nu a apucat să o termine, fiind finalizată ani mai târziu de Ștefăniță Vodă. Acum mă îndrept către cetatea Sucevei. Oficial, aceasta poartă numele de Cetatea de Scaun a Sucevei. Asta pentru că în oraș au fost două cetăți, cea în care mă aflu acum și cetatea Scheia sau de Apus. Ambele cetăți au fost construite de Petru I Mușat, însă doar aceasta s-a mai păstrat în zilele noastre. Ea este construită pe un pinten al unui platou înalt de 70 de metri față de nivelul orașului și a intrat într-un proces amplu de restaurare în ultimii ani. Petru I Mușat a mutat capitala Moldovei de la Siret la Suceava și a ridicat această cetate la sfârșitul secolului al XIV-lea, undeva prin anul 1388, iar abia în secolul al XV-lea a fost fortificată de către Ștefan cel Mare. Apoi, prin secolul al XVII-lea, în anul 1675, cetatea a fost distrusă de Dumitrașcu Cantacuzino. Inițial, aici a fost doar un castel fortificat și avea rol de reședință voievodală. Însă Ștefan cel Mare a construit un zid exterior de apărare, întărit cu turnuri înalte, iar șanțul a fost lărgit și adâncit. Cetatea, în ziua de azi, se poate vizita. Ea găzduiește expoziții cu diverse obiecte și armament din acele vremuri, iar de pe zidurile cetății se poate observa întreg orașul Suceava. Trebuie venit aici, aveți ce vedea. Imediat lângă cetate este muzeul satului bucovinean și statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, o statuie imensă de câteva zeci de metri înălțime. În mare parte, cam asta a fost vizita mea prin Suceava. Urmează să fac acum un live din acela lung, în care o să iau la pas întreg orașul. Se lasă seara și va trebui să caut cazare aici în Suceava. Astăzi a fost o zi plină și deja resimt oboseală. Am căutat cazare cu restaurant și am găsit o locație inedită, se numește Casa Bucovineană. O să intru să-mi iau camera în primire, ne vedem un pic mai încolo. O cameră mare, spațioasă, un pat de mijloc king size, două noptiere, două aplice, un tablou frumos, un birou, un taburet, un fierbător și un televizor foarte, foarte mare. Unul dintre cele mai mari întâlnite de mine într-o cameră de hotel. Mai avem un mini frigider, un dulap cu seif, un cuier interesant, aer condiționat, iar baia pot spune că îmi place. Vaz de toaletă, cabină de duș, o chiuvetă, uscător de păr, câteva articole pentru baie, o baie mare, curată. Iar lucruri ce nu-mi plac, acest fotoliu de o culoare ciudată și acest mini frigider stau în drum ca nu cam perete. Pentru această cazare plătesc 140 de lei pe noapte. Am ales Casa Bucovineană pentru că la parter este un restaurant tradițional românesc. Iar în pandemie știți cum e, restaurantele ba se închid, ba se deschid în interior. Așa că dacă sunt cazat aici, știu sigur că pot mânca la restaurantul pensiunii. Pentru că eu consider că am cei mai inteligenți abonați, vă testez din nou atenția și vă întreb în ce an și cum îl cheamă pe cel ce a distrus cetatea de scaun a Sucevei. Aștept răspunsul vostru în secțiunea de comentarii. Din păcate, acest video ajunge la final. Vă mulțumesc că v-ați uitat până în acest punct și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest clip ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta vă sunt recunoscător. V-am pupat! Salut, Marian! Sunt George din Oradea. Ți-am descoperit canalul în urmă cu ceva timp și mi-a atras atenția contentul pe care îl creezi. M-am gândit să te invit în Apuseni să facem o tură de neuitat împreună cu prietenul meu, Sebastian. Noi am pornit un proiect, se numește Visit Bihor. Momentan ne găsiți doar pe Facebook și pe Instagram. Să sperăm că pe viitor ne întâlnim și pe YouTube. M-am uitat pe hartă, sunt zeci de mănăstiri în zonă, cetăți, castele,
o grămadă de atracții turistice diverse. Păi aș avea de filmat în Moldova luni de zile. S-ar putea să plec de aici cu accent. Următorul vlog l-aș putea începe cu: ce faci, uei? Ești ghinii?